Un restaurant popular dintr-o zonă selectă a capitalei care vinde clienților preparate din fructe de mare a fost închis de protecția consumatorului. În ultimele trei luni, inspectorii au sancționat și au închis localul de mai multe ori și au confiscat sute de kilograme de alimente neconforme, dar restaurantul a funcționat în continuare. Acum va sta închis 6 luni, iar amenzile pe care trebuie să le plătească se ridică la 140.000 de lei. Dar asta acum ar trebui să fie congelat? Ce regim de păstrare? Ce regim de păstrare? Nu se vede, minus 18. De unde de la Giurgiu ați venit cu el? De la depozit. Unde are depozit? Alea plantelor. Echipele de control au găsit 10 de abateri de la normele igienico-sanitare. Lanțul de restaurante este Taverna Racilor, controlat de omul de afaceri Paul Nicolau. Chiar dacă a primit amenzi de 10.000 de euro până acum, afaceristul a reușit să se extindă deja în Timișoara, următorul oraș fiind vizat Cluj, unde vrea să-și deschidă un nou local.